transportul. În Nistrenia încearcă să soluționeze o nouă problemă creată de către Moldova. Cadre calificate. Multe întreprinderi soluționează întrebarea aderând la instruirea duală. Ajutor deosebit, aparate auditive, proteze și cărucioare electrice din contul statului. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum! La moment, în Nistrenia încearcă să soluționeze o nouă problemă creată pentru automobiliștii noștri de către Moldova. Lor le-a fost interzisă traversarea graniței moldo-ucrainene cu numere de înmatriculare Nistrenia și permisul nostru de conducere. În ajuns, situația creată a fost discutată de către reprezentanții politici. Negocieri au fost și în Ministerul Nistrean de Externe cu șeful misiunii OSCE. Nistrenia consideră inadmisibile restricțiile pentru automobiliștii noștri. Trebuie accentuat că drumurile pentru automobilele cu numere și permisuri Nistrenia rămân deschise pe teritoriul Moldovei, Ucrainei, Belorusiei, Rusiei. Problemele sunt doar acolo unde Moldova are frontiere comune cu Ucraina. Prin teritoriul Nistreniei nu sunt niciun fel de restricții. Din partea Ucrainei restricții nu sunt și nici nu se prevăd. În Tiraspol consideră că Moldova a încălcat acordurile procesului de negocieri. Spre exemplu, decizia de protocol privind numerele neutre. La Chișinău au început a cere de la șoferii noștri permis moldovenesc. Totodată este imposibil a-l primi fără pașaport moldovenesc. Prezidentul Vadim Krasnoselski a propus de a elabora permisul de conducere neutru. E vorba despre permisele de conducere neutre, pentru ca cetățenii noștri să poată circula liber prin toată lumea, folosind permisul neutru. Inițiativa prezidentului a sonorizat-o în luna mai, în prezența reprezentantului președintelui în exercițiu al OSCE. Atunci postul dat îl ocupa Franco Frattini. În Chișinău însă se fac ca nu înțelege despre ce e vorba. Despre permisele de conducere neutre vorba n-a fost niciodată. E vorba despre permisul de tip aprobat, analogic precedentului pașaport tehnic, la fel de model aprobat. Ieri în Moldova au anunțat. Interdicția a fost introdusă în regim de probă. Cât va dura ea, va decide poliția de frontieră, apoi va anunța cetățenii noștri. În Nistrenia cer ca interdicțiile să fie anulate imediat. Vitalie Ignatiev cheamă partenerii internaționali să nu admite agravarea situației. Deja săptămâna viitoare problema va fi discutată cu reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, austriacul Thomas Mayer Harting. Faza a doua a controlului vamal de frontieră de la Cuciurgan este amânată. Se planifica o implementa de la 1 august. Despre aceasta în ajun au comunicat în Moldova la ședința guvernului. La întâlnirea reprezentanților politici, partea nistreană a specificat riscul și consecințele negative în caz de înăsprire a controlului la frontieră. Poate suferi importul mărfii în țara noastră. Au fost cazuri când vameșii moldoveni n-au permis trecerea autocamionului cu medicamente. Reamintim, anterior, faza a doua de control comun, Chișinăul planifica să o introducă de la 1 februarie. Uniunea apărătorilor din Dubăsari a marcat aniversarea de 25 de ani de la creare. Activitatea a avut loc într-o atmosferă solemnă. Un șir de apărători au fost desemnați cu medalii guvernamentale. Uniunea Apărătorilor din Dubăsari este considerată una din cele mai mari organizații obștești din Republică. În componența ei intră 1327 de membri, cazaci, voluntari, gardiști, cei care cu arma în mâini au apărat independența și libertatea statului nistrean. Suntem în serviciul patriei. Fiecare din noi, în cele mai grele zile pentru țară, n-a rămas indiferent față de soarta ei. Membrii Uniunii și astăzi activ participă la viața obștească. La lecții, întrevederi, educă sentimentul de patriotism tinerii generații. În cadrul adunării solemne, un șir de apărători au fost desemnați cu distincții guvernamentale. Printre ei, Sergiu Morgoș, căruia i-a fost înmânat Ordinul Gloria Muncii. În timpul evenimentelor militare, dumnealui era medic la Spitalul Central Raional. A salvat viața multor apărători răniți.
E plăcut că statul a apreciat munca mea. Atunci n-am putut rămâne indiferent față de ceea ce se producea în jur. Mi-am adus și eu micul meu aport la tratarea apărătorilor. În timpul zilelor de grea cumpănă, pe diverse poziții de apărare au fost omorâți aproximativ 160 de apărători dubăsăreni. În această zi a fost anunțată o clipă de reculegere în memoria celor care au plecat în neființă. În Republică continuă protezarea nistrenilor cu particularități de sănătate. În anul trecut, din contul de stat, au fost protezate 130 de persoane. În 2020, ajutor asemănător vor primi încă 130 de nevoiași. Pentru aceasta, din buget, sunt alocate 8 milioane de ruble. Se lucrează asupra încheierii acordurilor de colaborare. Sunt achitate toate necesitățile. Dacă protezarea este după hotare, este plătită cazarea, drumul și protezarea persoanei în cauză, adică însă și operația și toate cheltuielile ce țin de confecționarea protezei. Moscova, Krasnodar, Odessa, geografia centrelor de reabilitare pentru protezarea concetățenilor noștri crește. Este o colaborare de lungă durată, remarcă lucrătorii departamentelor de profil. Pentru prima dată în Republica Moldovenească Nistreană, din contul de stat, vor fi instalate și proteze de vâs. Asemenea, ajutor așteaptă 50 de persoane. Nevoiașii vor primi gratis articole de protezare ortopedică, aparate de auz și cărucioare. Guvernul, cu scopul de a ușura cât de cât viața oamenilor cu posibilități limitate, începând cu anul trecut, procură cărucioare electrice, reparația lor tot din contul statului. Ministerul pentru Protecția Socială și Muncă a propus de a legaliza munca distanțională a invalizilor. Propunerea se află la examinarea guvernului. De lucru în Nistrenia este. Despre aceasta vorbește și statistica centrelor de angajare. În 2019, patronii au depus aproape 7400 de cereri. La moment, mai bine de 2500 rămân vacante. Multe întreprinderi soluționează întrebarea cadrelor, aderând la instruirea duală. Printre ele, Apă Canal. Tiraspol, Apă Canal. În secția de automatizare a sistemelor fierbe lucru. Elaborează stația de dirijare a pompelor pentru adâncimi mari. În fine, toate stațiile se unesc într-o rețea și datele sunt transmise prin internet, spre exemplu dispecerului, care poate controla fiecare stație în particular. În afară de aceasta, le poate dirija. Anume, Victor Nezdoli răspunde de programare. El învață la Facultatea de Informatică a Universității de Stat Nistrene. În anul trecut, în decursul practicii, i-au propus locul vacant. Spune că a fost de acord îndată. Undeva am citit că cel mai bun lucru este cel de la care primești plăcere și care îți aduce bani. Este anume acest caz. În trecut mă ocupam de electronică în condiții casnice, dar la moment pot și câștiga. Apă Canal are nevoie de cadre și nu numai de ingineri și programiști, lăcătuși, controlori ai gospodării de apeducte, șoferi. Lista e mare. На месте они обучаются. Pe loc ei sunt instruiți. Noi primim la lucru chiar și cu categorie minimă. După aceasta îi învățăm, ei având posibilitatea de a-și ridica nivelul profesional. Practic fiecare jumătate de an poate fi avansată calificarea. Instruim până la gradul 5. Categoria și salariul sunt noțiuni legate direct proporțional. Spre exemplu, lăcătușul de categoria a 4 primește 4.000 și jumătate de ruble, cu posibilitatea de a avansa în continuare. În afară de aceasta, Apă Canal a aderat la sistemul învățământului dual. Începând cu vara anului curent, aici vor primi studenți ai Tehnicumului Industrial de Construcție. De lucru în Nistrenie este. Despre aceasta vorbește și statistica centrelor de angajare. În 2019, patronii au depus aproape 7400 de cereri. La moment, mai bine de 2500 rămân vacante. În anul precedent, o deosebită atenție în satul Comisarovca Nouă a fost acordată zonelor verzi și de odihnă. În primul rând, în centrul satului a fost pusă temelia noului parc. Dorim ca parcul, dat că cel se află lângă lac, să fie o zonă de odihnă pentru locuitori. Pe lângă plantarea puieților, vor fi instalate bănci și o scenă, unde vor avea loc activități culturale. Alături a fost construit un teren de joc pentru copii.
Și denumirea noului parc va fi simbolică. Parcul e liberatorilor. El va fi deschis către ziua de 9 mai. Apropo, satul Comisarovca Nouă a fost eliberat de subjugul fascist, la fel ca și Dubăsariul, la 12 aprilie 1944. La memorialul gloriei militare din localitate sunt înhumați 85 de ostași sovietici. Obiectul dat la fel a fost reconstruit. Paralel a fost pusă temelia încă a unui parc. Toate lucrările au fost efectuate cu forțele sătenilor. A fost efectuată și reparația curentă a unui șir de străzi și construite scurgeri pentru apele de ploaie. Podiescamu sadu. Datorită ajutorului conducerii raionului a fost reparat capital acoperișul cantinei grădiniței de copii. Din contul programului investițional au fost schimbate toate ușile în școala locală, adică în ultimul timp satului a fost acordată multă atenție. Odată cu sosirea primăverii, lucrările de amenajare a satului vor începe din nou. Este vorba despre reparația străzilor, construcția opririi pentru autobuze, renovarea zonelor verzi din localitate. Memoria generațiilor. Elevii nu numai vizitează veteranii, dar și îngrijesc mormintele eroilor căzuți în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Această tradiție din timpurile sovietice se păstrează până în prezent. Cine sunt ei, timuroviștii de astăzi? În satul Troiești, din raionul Râbnița, nu mai sunt în viață veterani ai Marelui Război pentru apărarea patriei, care vor marca jubileul de 75 de ani ai biruinței, însă memoria aici e vie. Mormântul frățesc din localitate este îngrijit în fiecare an. Generația în creștere face acest lucru la fel ca și părinții lor. În fiecare primăvară, noi împreună cu profesorii ne ducem la cimitir pentru a face ordine la mormântul frățesc. Este o mare cinste pentru mine, deoarece acolo e înhumat și străbunelul meu, care a apărat patria. Datorită dumnealui, eu astăzi trăiesc, învăț și mă bucur de viață. În școală activează cercul Memoria Poporului. Elevii efectuează un lucru de cercetare. Câțiva ani în urmă, ei au găsit informația despre soldații sovietici necunoscuți. Acești tanchiști au decedat eliberând satul nostru. Ei au fost înhumați nu departe de tancul care a fost nimicit de nemți. Până în prezent, numele lor n-au fost cunoscute. Din păcate, sunt ostași care până în prezent n-au fost înhumați. Orice război se încheie atunci când va fi înmormântat ultimul soldat. Aceasta este școala medie de cultură generală numărul 6 din Râbnița. Elevii nu doar vizitează veteranii. În anul trecut, ei au efectuat cercetări științifice despre eroul Uniunii Sovietice Victor Vaharlovski. În anii războiului dumnealui a construit trecerea peste râul Nistru, lângă podul exploatat. Vitalina Popa frecventează școala muzicală abia al doilea an. Când urma să-și aleagă instrumentul muzical, n-a stat mult pe gânduri. Acesta a fost flautul, cu atât mai mult că el a fost deja dăruit de tată la ziua de naștere. Deși fata se ocupă cu muzica de scurt timp, a ocupat deja locuri premiante la concursul republican și cel de la Chișinău. Recent a fost încă o cucerire. Vitalina a ocupat locul întâi la festivalul de arte Pasărea Albastră din orașul Odessa. Au fost participanți foarte puternici. A fost interesant să vizionez nivelul lor de pregătire. Desigur, am avut multe emoții, dar am simțit susținerea părinților, care la fel erau în sală. În cadrul festivalului și-au demonstrat talentele aproximativ 200 de tineri, membrii juriului, muzicieni profesioniști din Franța, Germania, Israel. În această zi au avut multe emoții nu numai discipolii diverselor școli muzicale, dar și suporterii, în cazul nostru, părinții Vitalinei. Noi suntem mândri de fiica noastră, este deosebită, cer scuze de emoții, acestea sunt emoții deosebite, frumoase. Și atunci când de fiecare dată era menționată cu locul premiant, împreună cu soțul, noi avem aceleși emoții. Noi retrăim mult mai mult pentru ea și suntem mândri că avem așa fică. Planurile viitoare ale Vitalinei sunt la fel legate de muzică. Ea dorește să devină adevărat profesionist în domeniul dat, iar muzica interpretată de ea să le aducă plăcere oamenilor. Atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente ale zilei în ediția de seară a știrilor, CIB, la ora 20:30.
Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!